Dragilor, astăzi alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi despre Origen și a sa carte despre rugăciune, tratat și îndrumar despre ce este și cum se practică rugăciunea de Origen, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină în traducerea lui Mihai Vladimirescu. Origen este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori bisericești de la începuturile creștinismului, primele secole de după Hristos, iar opera sa literară am putea spune că este impresionantă. Din ea s-au păstrat în greacă doar câteva fragmente, iar cea mai mare parte a lucrărilor sale au fost traduse în latină în secolul al IV-lea și al V-lea de către autori valoroși. Despre rugăciune este un tratat, am putea spune, scris în maniera lui Tertulian sau Ciprian, care îndeamnă la practicarea neîncetată a rugăciunii înțeleasă ca legătura de taină cu Dumnezeu. Iată, noi am mai vorbit și despre alte titluri, Filocalia lui Origen, acum vorbim despre acest tratat despre rugăciune alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea. Domnule profesor! Cred că ar trebui să spunem de la început că această carte vine în sprijinul tuturor creștinilor. Chiar cei care au și lecturi ceva mai complexe, cei care înțeleg mai mult, cei care înțeleg mai puțin, oricum este o carte destinată tuturor creștinilor. Acum, sigur că, fiind un îndrumar, așa cum foarte bine ați spus, el trebuie înțeles ca un îndrumar în două sensuri, aș spune eu. În primul rând, o călăuză exterioară, în sensul că rugăciunea are un aspect exterior cu tot ceea ce înseamnă mișcare, atmosferă, condiții și așa mai interne și externe. Dar mai este un îndrumar, un călăuzitor, un ghid spiritual și pentru faptul că, dincolo de textul scris, înțelegem, aș spune eu, mai temeinic ce este rugăciunea. Vedeți, este un cuvânt, este un termen care îl folosim poate cel mai des în legătură cu viața noastră spirituală. Dar de foarte multe ori pierdem din vedere câteva aspecte esențiale ale ei. În primul rând, ce este rugăciunea? De ce omul se roagă? Aș spune de la început că rugăciunea, dincolo de aspectul exterior, este un act existențial. Adică este de neconceput ca un om, și când vorbim de un om, vorbim de, sigur, de un om credincios, să nu fie concentrat într-un fel sau altul pe ideea de Dumnezeu, măcar dacă nu într-o apropiere mai mare față de Tatăl. Am spus că rugăciunea este un act existențial. Cu alte cuvinte, așa cum spuneați, sigur, realizează legătura între om și Dumnezeu, între creator și creatură. Și nu orice fel de creatură, ci omul pentru care Dumnezeu a creat întregul cosmos, întregul univers. Pentru el l-a creat. Dincolo de acest aspect, rugăciunea, trebuie să spunem că ne rânduiește viața. Este un îndreptare al vieții noastre. Și ca o concluzie sau ca o consecință, ne justifică pur și simplu existența ca făptură umană și rolul nostru în creație. Acum, sigur că, așa cum spune și Origen în partea introductivă, avem învățătura rugăciunii după Scriptură și avem și mijlocitorul Sfântul Duh. Sigur că rugăciunea, cum spune el, este o făgăduință și o invocare a lui Dumnezeu. De ce făgăduință? Aduc aminte că Domnul Iisus spune: nu am venit să stric legea veche, ci să o împlinesc. Adică am venit să aduc legea nouă, care este legea veche adaptată la noile condiții ciclice, noile condiții ale umanității. Dar nu trebuie să uităm, să nu trebuie să pierdem din vedere, mai ales când vorbim de rugăciune, că legătura între om și Dumnezeu, între creatură și creatorul său, este un legământ. Dacă citim cu atenție Vechiul Testament, vedem că este un legământ.
și înțelegem și mai bine psalmii, care, așa cum spunea Vasile Lovinescu, psalmii sunt poate partea cea mai grea, cel mai greu de înțeles din Vechiul Testament. Și de ce spunea lucrul ăsta? Pentru că ar părea ciudat, având în vedere că atunci când citești psalmii, modul acesta de adresare directă către Dumnezeu. Auzi, Doamne, glasul meu. De ce, Doamne, este o legătură atât de directă, încât sigur că la un moment dat, dacă conștientizezi cum se cuvine, sincer, cred că ai o emoție extrem de puternică. Să nu spun că e posibil să apară acel pavor, acea teamă, că ești în fața lui Dumnezeu și vorbești cu El, pentru că El este pretutinde. Este un legământ între om și Dumnezeu. Ce este rugăciunea ca act existențial? Aș spune că, repet, mergând dincolo de cuvintele simple ale lui Origen, la sensurile autentice și profunde, existențiale, ontologice, aș spune, ale rugăciunii, omul este ca o cutie de rezonanță pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este prezent în fiecare din noi. Și pentru că este prezent în fiecare din noi, slava și iubirea pe care El a revărsat-o asupra noastră de la creație și în timpul cât noi existăm, noi o întoarcem Domnului. Este ca un fel de reciprocitate între mine ca făptură și Dumnezeu. Deci rugăciunea nu trebuie înțeleasă într-un sens simplu. Rugăm să ni se dea ceva, rugăm să ni se împlinească ceva. O să vedem imediat că sensurile sunt mult mai adânci, mult mai profunde. Prin urmare, există un legământ între om și Dumnezeu. În partea, aș spune, a doua, în inițiere în rugăciune, cum este numit al doilea capitol, se pun niște întrebări tulburătoare. Una din ele este aceea că trebuie să înțeleg de ce trebuie să mă rog. Și de ce trebuie să mă rog dacă Dumnezeu este atotștiutor? El știe ce îmi trebuie. În același timp, dacă destinul există, și cu siguranță că există destin, nu? Atunci înseamnă că Dumnezeu știe, El a făcut destinul nostru și ce sens ar mai avea că eu să mă rog? Ei, tocmai aici vine răspunsul. Că eu sunt, este un schimb de oficii între mine și Creator. Eu nu pot să exist fără schimbul acesta. Asta mă ține în centru acțiunii Sfântului Duh ca să eu să pot exista. Nu există o altă soluție. Existența mea nu este una pur și simplu a unui lucru oarecare. Mi-aduc aminte că dintre elevi mă întrebau la orele de istoria religiilor dacă animalul poate greși. Și eu le spuneam că un animal nu poate greși, pentru că el nu are alegeri. El nu gândește ca noi, el nu decide ca noi. Atunci când ne dă impresia că el a gândit un lucru și a luat o decizie, este de fapt gândirea noastră cea care se substituie. Noi nu știm din ce motive el a acționat într-un fel și nu în altul. De cele mai multe ori din instinct. Sigur că da, sigur. El trăiește la nivel instinctual. Poate cea mai grea întrebare sau cel mai greu răspuns pe care îl putem afla în viață este care este legătura între libertatea noastră și destin. Aș spune de la început că din punctul meu de vedere, rugăciunea este tocmai soluția legăturii între libertate și destin. Pentru că întotdeauna și în mod general se discută despre libertate ca fiind în contradicție cu destinul. Și nu este așa. Trebuie să înțelegem ce este destinul. Mi-aduc aminte că m-a întrebat cineva de unde să-mi cunosc eu destinul. Și am spus, destinul tău este în Sfânta Scriptură, în textul sacru este destinul tău. Sigur că Dumnezeu știe toate mișcările pe care tu le vei face. Și în momentul ăsta când noi vorbim, Dumnezeu știa dinainte, din veci știa că noi o să vorbim. Evident, noi nu știm ca oameni. Dar problema nu se pune așa. Problema, din punctul meu de vedere, sunt convins și o spune și Origen printre rânduri, este conștientizarea făpturii, existenței făpturii mele, care este un rezultat al acestui legământ de la început, din timpul creației. Și legământul de unde provine, ca să fim și mai preciși. Din moment ce Dumnezeu m-a creat după chipul și într-o asemănare cu El, asta înseamnă că El de la început
M-a creat pentru ca eu să revin la el în starea paradisiacă sau în starea primară. Adică să ajung din nou la perfecțiunea care îmi este posibilă. Cât timp sunt în lume, sigur că eu greșesc și Dumnezeu știe că noi greșim. Pentru că nu putem exista fără să greșim. Și aici aduc din nou aminte de legătura extraordinară și prin Origen între Platon, neoplatonicieni și creștinism. Ce spune Platon? Că orice existență este o copie imperfectă a ideii perfecte, a ideii eterne. Exact această imperfecțiune, exact această imperfecțiune și dualitate ne ține pe noi în existență. De ce? Pentru că suntem o posibilitate față de Dumnezeu și Dumnezeu n-ar fi infinit dacă noi n-am fi existat, dacă această posibilitate care este ființa umană nu s-ar fi manifestat. Prin urmare, acolo este legământul. Legământul este că El m-a adus pe mine în creație cu această misiune de a trece de la chipul său la teozis. Ăsta este legământul pe care l-am cu El. Ori eu cum pot să ajung acolo? În primul rând, prin rugăciune. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut lumea prin cuvânt. La început a fost cuvântul. Ei, acest cuvânt eu îl mijlocesc. Acest cuvânt eu îl vehiculez și eu îl întorc lui Dumnezeu. Este dacă vreți, o mecanică, să zic așa, foarte simplă. Eu întorc acest cuvânt care s-a proiectat în existență și în urma căruia eu am existat, eu îl întorc la Dumnezeu. Despre asta este vorba. Și atunci, eu cum pot să ajung la teosis decât în prima fază sau în mod fundamental prin această întoarcere a Logosului la Tatăl. O rugăciune asta este. În ce constă libertatea mea? Vedeți că e o problemă foarte importantă în rugăciune. Rugăciunea este un act existențial, dar este un act care trebuie înțeles. Pentru că sunt o grămadă de întrebări care ni le punem și le pune și Origen. Cui cerem ceea ce avem de cerut? La rugăciunea de cerere, cui cerem? Observăm că de mult timp, de multe, aș spune eu, de câteva secole, am uitat de mijlocirea sfinților. Oamenii acum se roagă direct la Dumnezeu, sau la Domnul Isus, sau la Sfânta Fecioară, dar sunt sfinții care au răspuns la cererea noastră chiar în istoria vieții lor. Deci trebuie să o cunoaștem această viața sfinților care ne rezolvă. Sfântul Pantelimon, mă rog, se ocupă de ceva, adică fiecare are, ca să spun așa, o funcțiune din toți sfinții ăștia. Viața lor, hagiografia, conține răspunsul la cererile noastre. După aceea, ce anume cerem? Pentru că, vedeți, a cunoaște obiectul rugăciunii înseamnă să cunosc exact nevoile pe care eu le am. Și de ce le cer? Dumnezeu sigur că le știe. Evident că știe exact ce îmi trebuie. Asta știm de la rugăciunea Tatăl nostru, nu? În oricare din variante, sau cea de a lui Matei, nu că sunt două, nu? Din Matei, capitolul 6, 9 cu 13, sau din Luca, 11, versetul 2 până versetul 4. Așa zisa și rugăciune domnească pe care. Așa zis, a rugăciune domnească. Sigur că da. El ne spune lucrurile astea, nu? Noi trebuie să o spunem, ea de asta se numește rugăciune domnească, pentru că ea conține totul. Ea conține totul. Ea se referă la Dumnezeu și la recunoașterea noastră în acest legământ cu Dumnezeu, că este Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele Tău în sensul că numele Tău să fie operativ pentru noi, să fie activ și viu pentru noi prin mijlocirea Sfântului Duh, nu? Și vie împărăția Ta, vie împărăția Ta, nu trebuie neapărat să ne gândim la Apocalipsă. Nu la asta se referă, cred eu, și nici Origen nu o spune. A veni împărăția ta înseamnă a se îndrepta ceea ce s-a perimat pe parcursul existenței. Despre asta este vorba, nu? După aceea se referă la noi direct, la pâinea noastră cea spre ființă sau cea de toate zilele. Sensul este același. Pâinea noastră cea spre ființă este partea noastră de esență și o avem în Sfânta Cuminecătură. Nu? Și iertarea
păcatelor, greșelilor noastre, precum și noi iertăm. Altă reciprocitate. Reciprocitatea între mine și Dumnezeu se transformă în reciprocitatea între mine și ceilalți credincioși, pentru că de-aia formăm o iglesia, o biserică. Nu? Altceva. Când cerem? Care sunt momentele propice în care noi trebuie să spunem rugăciunea? Pentru că rugăciunea, sigur că ea are niște condiții, niște condiții interioare, condiții acelea care sunt și niște condiții exterioare. Din aceste condiții exterioare face parte și momentul în care ne rugăm. Sunt momentele principale ale zilei. O zi, de la apus până la apus, pentru că așa este ziua liturgică, nu? De la apus până la celălalt apus, este întreaga existența noastră sau este întreaga, este simbolul existenței universale. Creația așa începe, nu? A început seara, ca să spun așa. Nu? Și atunci, această unitate de timp cere o participare a noastră. Participarea noastră în funcție de legământul pe care îl avem cu Dumnezeu. După aceea, cum cere? În ce formă cere? Și aici avem formele rugăciunii, nu? Specificul ei. Și iarăși, de ce cerem? Putem să cerem pentru apărare, pentru îndreptare și așa mai departe. Dar toate lucrurile astea împreună, toate aceste lucruri împreună, chiar dacă sunt, fac parte din rugăciunea de cerere, ele au și o parte de adorație a lui Dumnezeu. Atunci când încheiem și spunem, nu, formulele care sunt sau formulele începătoare ale zilei, în numele Tatălui și al Fiului, vedeți, începem cu numele. O numele ține de Logos, prin Logos se manifestă numele. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Prin Sfânta Treime. Cu asta am spus tot, toată partea esențială a existenței e conținută aici. Și atunci când am formulat începutul rugăciunilor, nu, asta este partea, sunt rugăciune începătoare, cum s-au formulat, începătoare, nu? De ce sunt necesare? Pentru că rugăciunea nu este o simplă convorbire cu Dumnezeu. Rugăciunea este o oficiere a unui ritual. Rugăciunea este un ritual. Ruga e una, rugăciunea e altceva, când mă rog de cineva. Acum, vedeți, o altă problemă care spun eu că este importantă. Atunci când se face o rugăciune, când se oficiază o rugăciune, spune Origen, cu alte cuvinte, că trebuie să fim atenți la voia lui Dumnezeu. Voia noastră trebuie să se plieze pe voia lui Dumnezeu, trebuie să coincidă cu voia lui Dumnezeu. Și aici este o altă problemă foarte interesantă. Răspunsul la rugăciunea de cerere. Vedeți? Noi avem obiceiul că când facem o rugăciune din aceasta de cerere, așteptăm neapărat răspunsul la ea. Uităm că Dumnezeu ne dă răspunsul atunci când se cuvine dat răspunsul. Pe de o parte. Ceea ce aș îndrăzni să spun că răspunsul lui Dumnezeu poate să vină în viața aceasta sau în viața viitoare. Pentru că lucrurile nu se termină aici. După aceea, mai este ceva. Poate să fie un răspuns al lui Dumnezeu care să nu fie în mod evident răspuns la cererea mea, dar să fie răspunsul dat de El. Și atunci trebuie să am discernământul să văd ce răspuns mi-a dat. E posibil ca cererea mea să fie nelegitimă. Dumnezeu nu-mi răspunde la... Dumnezeu este și o vorbă în popor. Dumnezeu nu ascultă pe tot păcătosul. În sensul ăsta se spune că nu-l ascultă. E sigur că ascultă pe oricine. Dar nu-l ascultă în sensul că atunci când el cere un lucru necuvenit, Dumnezeu nu îl dă mai mare milă și milostivire decât asta ce să fie. Nu? Deci, vedeți ce înseamnă să știi ce să ceri. Ce se cuvine să ceri. Sigur că Tatăl știe, dar am spus că nu este până la urmă o cerere. Este un fel de conștientizare a situației în care te afli. O conștientizare. Ori această conștientizare este extrem de importantă. Aș spune că trebuie să știi cum să trăiești. Trebuie să simți că viața ta este acest schimb de oficii între tine și Dumnezeu. Ori nu există primul lucru, prima formă pe care o capătă acest schimb de bune oficii între mine și Dumnezeu, este rugăciunea. De ce? Pentru că la originea mea, a apariției mele în cosmos, în lume, în univers, a fost cuvântul.
De aceea omul este ființa care vorbește. Este ființa care are libertatea de a se poziționa față de relația lui cu Dumnezeu în diferite feluri. Chiar se spune undeva, se spune că Dumnezeu atât de mult a iubit omul încât i-a permis chiar să-l și nege. Sigur, îl neagă formal. Nu. E, acum, sigur că și rugăciunile sunt de multe feluri dintr-un alt punct de vedere. Există rugăciuni pentru toți credincioșii. Nu? Cele pe care le știm în afară de rugăciunea domnească. Fiecare elev, copilul învață rugăciunea lui și așa mai departe. Dar mai sunt și rugăciuni pe care duhovnicul sau preotul le dă, le recomandă în funcție de credincios. Ceea ce înseamnă că acest părinte spiritual care este preotul, mai bine spus duhovnicul, știe exact unde trebuie să se regleze, dacă vreți, relația mea cu Dumnezeu prin intermediul logosului. Și atunci duhovnicul îți spune, vei face atâtea rugăciuni către Maica Domnului, atâtea rugăciuni către Sfântul Stelian, atâtea rugăciuni către Sfântul... De ce? Pentru că, repet, ceea ce ție îți lipsește, ceea ce tu nu suporți în viață, pentru că toate sunt date de Dumnezeu, dar unele le suporți mai greu. De ce? Pentru că ai libertatea să gândești și să te poziționezi față de ele. Dumnezeu nu-ți dă niciodată o nenorocire, un necaz, nu ți-l dă ca să te distrugă, asta se știe, ci ele au o semnificație. În economia lumii, ele au o semnificație pentru tine. Ți l-a dat ca să te sporești duhovnicește, nu ți l-a dat ca să te distrugă. Ca dovadă că nu, și la ignoranța noastră și la modul nostru greșit de a gândi lucrurile, nu avem un răspuns pe măsură. Dar vă știți că se și spune o vorbă în popor, așa ca o soi de zicală, că Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie. Sigur. Nu după cum îți năzare sau după ce îți dorești, ci după... El știe dinainte care sunt nevoile tale și în sensul ăsta răspunde cumva cererii de rugăciune. Și mai fac o mică precizare apropo de mijlocitor, un lucru extrem de important, așa cum spuneam, omul profan, omul modern, omul contemporan a uitat de această mijlocire sau de acești mijlocitori care sunt sfinții, pentru că puțin mai devreme ați menționat de Sfântul Stelian, de Sfântul Pantelimon și în timp ce vă ascultam gândul, pentru că ați vorbit despre libertate și gândul m-a dus la Sfântul Ioan Gură de Aur, care a identificat cel mai bine, a identificat cel mai mare sens al vieții unui creștin în libertate, care se exprimă pe sine în fapte bune și disciplina ascetică. Libertatea omului și motivația de sine se știe de regulă că sunt temele constante în predicile lui, în predicile Sfântului Ioan Gură de Aur și chiar la un moment dat scrie undeva că cel mai mare dar, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care Dumnezeu l-a făcut omului, este libertatea și liberul arbitru. Da, această libertate, așa cum spune, așa și trebuie înțeleasă. Ea este libertatea ca eu să găsesc cu toată strădania mea, cu toată ființa mea, drumul spre îndumnezeire, drumul spre teozis. Asta eu am de ales. Nu trebuie să o înțeleg ca pe un mod arbitrar de a alege sau de a decide între diferite lucruri. Nu asta este important. Acum, că ai ales un cafea în loc de ceai sau de... cum să spun? Sunt și asemenea persoane sceptice, dacă vreți, care încearcă să pună problema mergând la niște detalii care nu sunt semnificative, care nu sunt, cum să spun, care nu spun totul, care nu ating esența lucrurilor. Sunt oameni care, la un moment dat, după ani și ani, eu știu, spre bătrânețe, li se întâmplă o nenorocire și scapă acea interogație care, din punctul meu de vedere, este foarte grea. Nu aș spune că e gravă, dar e grea. De ce, Doamne, mie? De ce tocmai mie? Dar asta este în destin. Asta este în destin. Dumnezeu nu schimbă destinul.
Nimănui, pentru că nici n-ar putea să-l... De ce n-ar putea el, care este atotputernic? Pentru că ar însemna că l-a făcut greșit de la început. Nu se poate așa ceva. Toate lucrurile sunt... De ce se spune că se mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ceea ce primești? Cele bune sunt puse la, cum să spun eu, ca bonus, ca să vorbim așa într-un limbaj mai modern, iar cele care mă ating, cele care mă fac să sufăr, ele sunt date pentru înduhovnicirea mea și pentru învrednicirea mea, nu sunt date ca să mă distrugă. Am ezitat și am evitat să folosesc cuvântul păcat. Și am să vă spun de ce. Datorită a 2000 de ani de creștinism și de gândire creștină, acest cuvânt s-a încărcat cu o anumită emoție negativă. E ca și cum foarte mulți spun, doamne, discutăm despre un Dumnezeu care pedepsește. Dumnezeu, nu trebuie înțeles așa. Eu am afirmat față de cei mici cu care am fost întotdeauna în legătură, de cei mici, sigur, de nivel de liceu, dar și cei mai mici, chiar când am stat de vorbă cu ei, le-am spus, există consecințe ale actelor noastre. Există consecințe ale actelor noastre. Dacă îl înțeleg ca păcat, îl înțeleg că este o pedeapsă care vine de la Tatăl, care știu că este infinit bun, știu că... Și atunci apare această întrebare, dar de ce? Nu trebuie să apară. Ea poate să apară în mintea noastră, dar nu trebuie să ne fixeze în această interogație. Pentru că Dumnezeu știe foarte bine de ce. Nu eu trebuie să știu de ce. Eu trebuie să conștientizez și atunci voi și ști în același timp de ce. Acum mai vreau să spun ceva. În toate rugăciunile acestea, în afară de rugăciunile recomandate în mod special unei persoane, mai există rugăciuni date cu binecuvântare, așa cum este și rugăciunea minții, rugăciunea izihasta, coborâre minții în inimă și așa mai departe. Despre care noi am vorbit foarte mult în ultimii Despre ani. care noi am vorbit foarte mult, sigur că da. Și asta arată că, așa cum am afirmat de nenumărate ori, pentru că întotdeauna a fost această obiecțiune că nu există ezoterism în creștinism. Nu se poate, ar fi o formă fără fond. Ea trebuie să aibă pur și simplu măduvă, trebuie să aibă rost, trebuie să aibă legitimitate. Și asta nu poate să vină decât din adâncul înțelepciunii divine. Ori prin asta particip mai repede decât pe calea strâmtă, decât pe calea largă. Și atunci, pentru că vorbește de rugăciunea domnească, ea se poate regăsi și în tradiția abrahamică și într-o altă rugăciune. De exemplu, rugăciunea cea mai des folosită în tradiția islamică, în orice rugăciune din zi, începe cu prima surată din Coran, primul capitol din Coran, care nu avem timp să detaliem, dar este ca și rugăciunea domnească. Are aceleași părți. Prima parte referitoare la Dumnezeu, a doua parte referitoare la om. Cererea finală de a ne izbăvi de cel viclean, rămâne și cel rău într-o variantă. Eu întotdeauna am fost convins că sensul este de cel viclean, pentru că, vedeți dumneavoastră, răul, eu îl pot identifica, ori noi știm că adversarul nostru este viclean, fiind foarte inteligent și pentru asta trebuie să mă apăr de cel viclean. Și în rugăciunea de care spuneam, omologă din tradiția islamică, cu asta se încheie. Nu ne lăsa să rătăcim, să nu atragem mânia ta asupra noastră. Exact același lucru. Exact același lucru. Rugăciunea, se spune, este ziditoare. Este ziditoare de duh, este ziditoare de suflet. Sufletul nostru are foarte, foarte, foarte multe tentații, are foarte multe slăbiciuni. Dumnezeu le știe. Pentru asta ne cere ca noi să nu suferim din cauza lor. Când intri în lume, când intri în contingență, contingența, sigur că are, cum să spun, capcanele ei. Lumea este așa cum este. Dar El ne cere să avem această voință continuă pe care să o reglăm în funcție de voința lui Dumnezeu. Și de unde știm care e voința lui Dumnezeu? Știm din Sfânta Scriptură, în primul rând. După aia, de la Sfinții Părinți și așa mai departe. Avem, în această luptă a noastră, avem o carte extraordinară, la Sfântul Nicodim Ioritul, dacă vă aduceți aminte. Nu?
mare, care, unde găsim acolo iarăși o asemănare cu tradiția islamică. Marele război sfânt, ăla este războiul cu tine. Războiul cu ce poate să apară în sufletul tău. Sufletul tău trebuie să se îndrepte continuu spre Dumnezeu. Faptele bune, sigur, vrem să facem fapte bune. Nu avem întotdeauna condițiile pentru așa ceva. Poate cu o vorbă, rea ne mai scapă și greșim. Dar e altceva care întotdeauna trebuie să avem grijă să fie îndreptat spre Dumnezeu. Gândul nostru. Pentru că gândul nostru este cel care depinde 100% de toată ambianța mea interioară spirituală. Eu trebuie să mă gândesc la Dumnezeu în permanență, așa cum făceau țăranii analfabeți, care, spuneam noi, dacă vă aduceți aminte, eu mai ales, am afirmat că erau ființe pur intelectuale, pentru că nu gândeau altfel decât prin Dumnezeu, decât prin relația lui cu Dumnezeu. Crucea aceea mare pe care și-o făcea țăranul, una singură, înainte să mănânce, înainte să pună mâna pe sapă, înainte să plece cu căruța, cu cai, unde avea de dus. Aia era ca o rugăciune continuă la el. Și n-am auzit să fie vreun caz de bipolaritate la țărani sau să aibă stări de depresie. N-aveau așa ceva. N-aveau toate suferințele psihice care le avem noi și noi să știți foarte bine lucrurile astea. Ei nu le aveau. De ce nu le aveau? Vedeți? Mulți spun, păi nu, că gândeau prea puțin, erau niște făpturi așa mai grosie. Nu este adevărat. Erau centrate pe Dumnezeu. Nu există altă realitate pentru țăran decât Dumnezeu. Ori omul simplu, când spun omul simplu, nu înseamnă omul neînvățat, înseamnă omul drept în fața lui Dumnezeu. Ăla este omul simplu. Adică un acord perfect între ceea ce spune, ceea ce gândește și ceea ce face. Asta ni se cere și în rugăciune. Și toată cartea, tot acest îndrumare al lui Origen, dacă îl citim printre rânduri, la asta ne duce, la acest acord, gândul spre Dumnezeu și acordul între ceea ce spunem, ceea ce facem și ceea ce simțim, să fie în acord cu Tatăl. Bineînțeles că, așa cum spuneam, mijlocirea Sfinților este foarte importantă. Rugăciune către Sfânta Fecioară, așa cum se știe că lumea mai există acum, în starea, în halul în care e, dacă îmi permiteți, datorită Datorită. rugăciunii Sfintei Fecioare, care este mila întrupată, este mila în forma ei cea mai vastă, cu putință, în afară de ceea ce se spune în plan ezoteric, dacă vreți, că este o reprezentare a sau o prezență a intelectului divin, a înțelepciunii divine. Și dacă citim cu atenție toate pasajele din Sfânta Scriptură, din Evanghelii referitoare la Sfânta Fecioară, atunci avem de învățat foarte multe. Ne va impresiona, în primul rând, smerenia ei, ea care este cât cerurile, bunătatea ei, suferința de care nu fuge, de care știe și pe care o suportă. Deci sunt foarte multe lucruri. Același lucru, poate într-o măsură mai mică, și la Sfinți. Același lucru se întâmplă. De asta, rugăciunea, așa ca o concluzie, rugăciunea este actul prin care noi trebuie să existăm. Nu există altceva pentru noi. Rugăciunea, gândul, dacă este îndreptat spre Dumnezeu, este acel, până la urmă, este acel rugați-vă neîncetat de care spune Domnul Iisus Hristos. Și aș, la final, aș încheia recomandând, pe lângă cartea lui Origen despre rugăciune, tratat și îndrumare despre ce este și cum să practicăm rugăciunea de Origen, carte despre care am vorbit astăzi cu domnul profesor Teodorul Ghiondea. Gândul m-a dus și către o trilogie foarte dragă nouă. Este vorba de cercetătorul și sociologul american de origine cipriotă, Kyriakos Markides, care vorbește despre rugăciune și mai ales despre rugăciunea inimii în cărțile sale, în cele trei cărți, Muntele Tăcerii, Darurile Deșertului și Izvorul Iubirii.
cărți despre care noi, bineînțeles, că am mai povestit alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea. Dragii noștri, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, mulțumim și domnului profesor. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Așadar, venim cu această recomandare de carte din colecția Spiritualitate Creștină despre rugăciune, tratat și îndrumat despre ce este și cum să practicăm rugăciunea de origine. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!